în inima lor e un mare lucru da, pentru mine. Mai avem un telefon. Alo? Alo? Bună ziua! Bună, doamnă Rodica! Bună ziua! Și permiteți-mi să vă transmit cele mai sincere condoleanțe. Mulțumesc! Regret, asta e viața. Bun Dumnezeu să vă întărească să treceți peste acest necaz. Și bun revenit, domnule Aurel Serafin, la Nova TV. Bine v-am găsit! Îi doresc în tot sufletul succes. Mulțumesc! Și să-l iubească lumea cum l-a iubit și până acum. Cântă foarte frumos. Mulțumesc! Și dorim în tot sufletul numai bucurii. Și în legătură cu Sfânta Maria de Mar, tuturor la mulți ani și numai bucurii și multă sănătate. Vă mulțumim, să rămână o zi frumoasă. Vă mulțumim. La revedere și la mulți ani tuturor. Dacă e Sfânta Maria Mare da. În popor, deci da. Sfânta Maria Mare și pe 8 septembrie Sfânta Maria Mică. Da, la mine pe 8 septembrie este hram. Da. Bănuiesc și de Sfânta Maria Mare. Nu. Atunci de, nu? Numai de Sfânta Maria Mică. Da. Și în fiecare sat are hramul, un sfânt pe care îl sărbătoresc. Și la noi de Sfânta Maria Mică. Atunci se adună, vin din țară cei plecați, înstrăinați, se întorc în sat și acolo se organizează hora satului și... Oamenii, după slujba de la biserică, după slujba, este, da, nu? Da, da. Că pentru există... că oamenii sunt credincioși, la țară sunt foarte credincioși, nu trec. Încă nu încalcă anumite reguli da. Ale satului. Este un lucru bun, mai avem un telefon, ceea ce este un lucru bun și acesta. Da, alo? Alo, bună ziua, doamna Rodica. Bună ziua. Condoleanțe pentru mama dumneavoastră și noi vă dorim multă sănătate în continuare dumneavoastră și la întreaga familie. Mulțumesc. Mulțumim că l-ați adus și pe domnul Auzea Serafim la emisiunea dumneavoastră. Mulțumesc și eu. Și o să aduceți și în continuare foarte bun solist de muzică populară. Pentru domnul Serafim, îi dorim multă sănătate, succes pe drumul cântecului popular. Este un om deosebit. Mulțumesc cântă foarte mult. Cântă foarte frumos și ne plac foarte mult cântecile dumnealui. Mulțumesc. Pentru ziua de Sfânta Maria, la toate Mariile, noi le dorim multă sănătate și toate cântecile Domnului Serafim să fie dedicate pentru toate Mariile, pentru ziua de marți. Așa este. Și din partea noastră și o să dedic mai târziu și cumnatei mele un călduros la mulți ani, că este tot Maria, deși în cristian nu știu de ce nu se prinde Nova. Dar o să o rezolvăm și treaba aceasta. Spuneți că pe urmă luăm o scurtă pauză de publicitate. Sper să nu greșesc. Domnul Radu, cred că e soția domnului Radu, Iov Constantin. E Maria? Cred că e doamna Elena. Dumnealor împlinesc 32 de ani de la căsătorie. Le doresc mulți ani fericiți alături. Casă de piatră în continuare, o familie frumoasă. Da. Și să fie sănătoși și să se înțeleagă în continuare cum se înțeleg ei. Acum. Da. Și o să le dedicăm să fi, da, cu tot dragul. Da, o să le dedic satul melodii. Meu cel drag de lângă Prut, un cântec care. Da. Acum o să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni. Universitatea George Barițiu din Brașov, acreditată prin lege, continuă înscrierile până la 30 septembrie anul curent la următoarele facultăți și specializări. Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice cu specializările, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Universitatea George Barițiu oferă burse de merit, de studii și de ajutor social și are dreptul de a organiza examen de licență propriu la toate facultățile și specializările și de a emite diplome de licență. Cumpără acum în prețuri mai mici ca niciodată pe Litoral. Vrei să mergi la mare, dar criza ți-a dat planurile de vacanță peste cap? Nu-i nimic, vino la noi și îți alegi sejurul pe litoralul românesc în perioada pe care o dorești, la cele mai mici prețuri și plătești în câte rate vrei. Te așteptăm de luni până sâmbătă la sediul agenției de pe Bulevardul 15 noiembrie, numărul 50. Agenția NC Travel, mereu la dispoziția ta. Nou, acceptăm și tichete de vacanță. În familia ta este cineva bolnav de Alzheimer?
Vino în fiecare marți la ora 10:30 sau 17 la Crucea Roșie, strada Mureșenilor, numărul 5, Brașov. Să nu-i uităm pe cei ce uită! Grupuri de suport pentru familiile persoanelor bolnave de Alzheimer. Istoric din 1939, Hotel Aro Palace Brașov. Biz, business, stay in business. Ai reușit în afaceri, ești un om de succes și vrei să le spui și celorlalți secretul reușitei tale? Participă la un dialog interesant cu Adriana Ispas despre businessul actual, doar la Nova TV în cadrul emisiunii Învingătorii. A avea o afacere nu înseamnă numai profit și bani, ci înseamnă înainte de toate să fii om. Intrați în panică. CHR vă oferă soluții. Echipamente digitale Toshiba. Dragi copii, părinți, bunici. Vă așteptăm în universul dulce al cafeteriei Casa Liz. Agenția de turism MC Travel vă oferă bilete de avion pentru toate destinațiile. Prețurile practicate de agenția noastră sunt atractive. În această perioadă puteți beneficia de oferte promoționale doar venind la sediul nostru din Brașov, Bulevardul 15 Noiembrie, numărul 50 sau sunând la telefon 0268406535. Acum și rezervări la zborurile Blue Air. Blue Air, prima companie de smart flying. Ai avut probleme cu autoritățile și nimeni nu ți-a ascultat necazul? Știi unde să reclami și ce drepturi ai? Știi să alegi cel mai bun produs la cel mai mic preț? Află răspunsurile la întrebările ce te frământă doar urmărind emisiunea Problema Mea, duminică de la ora 11, doar la Nova TV. Telespectatorilor Nova TV să se uite în continuare la programe, fiindcă nici nu știu ce pierd. Radioteleviziunea Nova Brașov angajează persoane cu experiență în activitatea de publicitate. Relații la telefon 0268406535. Ți-a dat planurile de căsătorie peste cap, nu trebuie să-ți faci probleme. Restaurantul Coliba Vânătorului din Bran îți face o ofertă căreia nu-i poți rezista. Pentru nunțile organizate în zilele de duminică pe lângă reduceri semnificative, noi îți asigurăm și muzica. Relații la telefon 0723507695 sau 0268237178. Zi
Zilnic în municipiul Brașov se comit numeroase furturi din autoturisme. Pentru prevenirea acestora și prinderea autorilor, polițiștii au nevoie de sprijinul și atitudinea responsabilă a posesorilor de autoturisme. Nu lăsați în autoturism bunuri de valoare ce ar putea trezi interesul hoților. Aceștia acționează pe timpul zilei în parcările aglomerate. Închideți geamurile și activați sistemul de alarmă chiar dacă coborâți din autoturism câteva minute. Nu lăsați în autoturism actele de identitate, de firmă, actele de înmatriculare ale mașinii, cărți de credit, laptopuri, genți sau haine. Dacă auziți un sistem de alarmă, nu treceți nepăsător mai departe. Gândiți-vă că ar putea fi autoturismul dumneavoastră. 98,2 frecvența ce nu trebuie să lipsească din memoria radioului tău. 98,2 frecvența pe care asculți muzica anilor tăi. Ascultă muzică, nu zgomot, hiturile anilor 70, 80, 90, doar pe Nova FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am revenit în direct pentru că eu așa obișnuiesc, deși sper din tot sufletul să nu plictisesc oamenii, aș reveni totuși la satul tradițional și la muzica tradițională. Care sunt instrumentele pe care dumneavoastră, cu care dumneavoastră ați dori să vă înregistrați? Instrumente tradiționale de suflat? Toba, care bănuiesc că nu lipsește de acolo, de la dumneavoastră, cobza, din zona... Cobza. Țambal trebuie, o să fie necesar. Pe contrabas, braci, vioară, o vioară trebuie. Ce predomină la dumneavoastră în zona? Care dintre instrumente predomină? Cu care mergeau lăutarii, așa, ca să le spunem telespectatorii? Da, mergeau cu țambal de gât. Din acela de gât? Da, da, și așa? Trompeta e cea care e nelipsită, da? În vioara. Am avut rapsozi de mare valoare care au cântat la vioară. Deci da, cam astea sunt. Cam acestea sunt instrumentele. Și mai bine că se mai acordeon se mai poate, da, dar asta nu prea are efect la un taraf restrâns, pentru că nu acordeonul a apărut mult mai târziu în toate zonele. A fost doar introdus ca armonie. Da, exact, da. Pentru a ține pentru armonie. Ce să spun, sunt cam șapte instrumentiști, dacă sunt instrumentiști. Da, 6-7 și eu tot așa zic, sunt suficienți. Buni sunt suficienți. Avem un telefon. Alo? Rog pe telespectator să revină. Dacă tot nu pot să întrerup conversația așa la mijloc, să iau imediat telefonul. Da, deci asta va fi taraful cu care dumneavoastră doriți să lucrați. Bine, o să fac anumite melodii care nu se pretează să fie orchestrate cu taraf. O să le fac cu orchestra mare, pentru că... Al doilea cântec pe care l-ați cântat ultima dată era un cântec de petrecere, nu? Da, e un cântec orășenesc. Da, păi ăla nu se pretează cu taraf tradițional. Da, aceste cântece se cântau la elitele. Da. Da. Și satul și orașul are anumite elite care e un cântec de dragoste, un cântec care... Da, cum a fost și romanța, știți că într-o anumită perioadă a apărut romanța la sat. Da, a apărut romanța, romanța populară. Romanța populară, da. Da, dar ea a apărut, a pătruns, adusă cei care făceau la oraș, mergeau la oraș și aduceau romanța în sat și bineînțeles că o transforma. Da, oamenii din sat o cântau așa cum simțeau ei și da, cum doreau ei. O să cântăm și după aceea o să ne referim un pic la obiceiul de nuntă, care mi-e place foarte mult, și la obiceiul de mormântare. Nu că țin și că l-am studiat, dar mi-a plăcut Maria Murgoci când a luat premiu cu obiceiul de mormântare la festivalul de la Mamaia. E o orchestră bună.
la Focșani. Dar modul în care modul în care a transpus scenic acest ritual. Doamna Murgoș se ocupă foarte mult, fiind director. Da, e directorul ansamblului. Da, și haideți să vă ascultăm cântând. Codrului după frunza verdea lui, mă. Rău-i pare codrului după frunza verdea lui, mă. Dar mai rău îmi pare mie după a mea copilărie, of, of. De copilăria mea care nu o pot uita. Codru-i verde și-nfrunzit, dar eu am îmbătrânit, mă. Codru-i verde și-nfrunzit, dar eu am îmbătrânit, mă. Codru-i verde, frunza-i deasă, bătrânețea mă apasă, of, of. Bătrânețe, haine grele, nu mai pot scăpa de ele. De tine, că nu îmbătrânești ca mine. Vine vara, codru-i fiu, eu copil n-o să mai fiu, of, of. A venit bătrânețea, cum să scap codre de ea, mă. Și zicea, hai nătăliță, când mă trec recorile.
șuchieț lângă natalița lui. Au intrat în cora mari băitanii satului. Și cum juca moșuchieț lângă natalița lui. Au intrat în cora mari băitanii satului. Se încingea o horă mare, hora noastră din bătrân. Ei cântau lăutari, lăutari frumoși și buni. Sătenii în joc, trompeta lui moșilie tare mai zășea cu foc. Chiuiem cu veselie, intrau sătenii în joc, trompeta lui moșilie tare mai zășea cu foc. Era bucurie în sat, pitoloaca de pe vale, când din neamul adunat, veseleau cu micul mare. Și tare îi năcăjit. Supărat era moșcheță, cât tare o îmbătrânit. Căldor chișoarele și tare îi năcăjit. Nu mai poate ca să joace lângă natalița lui. Iar flăcăi nu-i dau pași, râd de bătrâneța lui. Nu râdeți flăcăi de mine câți bătrân și nu mai pot. Covini și rândul să vă râdă alți în sat. Nu râdeți flăcăi de mine că-s bătrân și nu mai pot. Coveni și rândul vostru să vă râdă alți în sat. Și uite așa la oră în sat era mare veselie. Pitoloacă adunați când de cânta moșilie. Și uite așa la oră în sat era mare veselie. Pitoloacă adunați când de cânta moșilie. Da. În sfârșit, un cântec vesel, așa cum știam eu. Da. Rămâi pare codrului prima melodie. Da, am... Da, a fost... Foarte frumoasă. Foarte, da, și un cântec care Radio Iași l-a publicat foarte mult. A intrat deja... Despre el e vorba, da, că a intrat în topul acela... Îl dăruiesc doamnei care ne-a sunat, pentru că am înțeles că îi place cântecul. Da, sta 4 luni în top. La un moment dat Radio Iași a spus că e prea mult să mai lăsăm și alți interpreți, dar și astăzi se cere cântecul. Este un cântec care a intrat bine. Avem un telefon. Alo? Alo? Alo, bună ziua! Să rămână doamna Rodica. Bună ziua! Bună ziua și invitatului dumneavoastră. Bună ziua! Doamna Rodica, dați-mi voie să vă prezint și eu sincere condolențe. Mulțumesc! Și să vă dea Dumnezeu atâta putere să puteți trece cu bine peste acest necaz care l-ați avut. Despre invitatul dumneavoastră, are cântece frumoase, un costum foarte frumos pe care dumneavoastră îl poartă. Mulțumesc! Să-i dea Dumnezeu multă, multă sănătate și să ne încânte mai departe cu cântecele dumnealui. Să dea Dumnezeu și dumneavoastră. Aș vrea să fac și niște dedicații pentru Sfânta, pentru Maria, Sfânta Maria Mică. Da. Da. Pentru fiica mea, Roșu Maria, pentru nepoțelul Marian, pentru Nașa Popovici Maria și pentru Mărgineanu Maria. La toți le doresc multă, multă sănătate și tot ce își doresc. Și la din partea ani. Noastră, la mulți ani și toate cântecele care vor urma le vor fi dedicate. Le dărâm cu drag, da. Da. Vă mulțumim! Doresc o zi bună mai departe. Și la dumneavoastră la fel, la și dumneavoastră la fel, la revedere! Da, vorbeam despre, mie, da, că realizez un top al celui mai iubit sau al cele mai iubite cântece, iubit cântec, da. Îmi cer scuze, dar nu poate să vă dea la o parte. De exemplu, a fost la mine un interpret și a spus că oamenii îl cer pe radio, pe satelor, pe antena satelor și că anumite persoane nu mai vor să-l dea. Păi dacă oamenii ți-l cer, înseamnă că acel cântec place și ești obligat, da, da, profesional să-l oferi spectatorilor sau, sau ascultătorilor sau telespectatorilor, depinde la ce e, la radio sau la televiziune. Da. Așa ar fi moral, spun aveți eu. Aveți dreptate, dar nu? Lucrurile nu se întâmplă de fiecare dată așa. Bine, eu nu pot să spun același lucru despre Radio Iași. Radio Iași, da, am înțeles că vă dă mă ajută, da, foarte ajută mult și foarte mult. Nu pot să vorbesc nimic. Da, care avem un telefon. Da. Alo?
Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua întâi doamnei Rodica, așa este mai politicos, întâi doamnelor, după aceea domnului Serafim. Voiam doar să vă salut. Domnul Serafim, în special, să vă întreb ce face nepoțelul. E bine, am un nepoțel frumos, este în Italia plecat, la Brescia. Da, l-am vizitat și eu luna trecută. Am stat o lună de zile în Italia și m-am întors cu el. Acum a plecat, pentru că părinții lui lucrează acolo și... În Italia sunt cântați și publicul de acolo? Da, da. Da, este un lucru foarte bun, mai ales că tradiția românească trebuie să meargă și peste granițe. Când suntem solicitați, totdeauna ne facem datoria oriunde. Este foarte bine. Când vorbiți cu el prima oară, să-i transmită salutări din partea Alisiei. O să-i transmit cu mare drag și sunt convins că o să primească cu plăcere salutările. Mulțumim. Vă mulțumim. O emisiune frumoasă și vă așteptăm să mai cântați. Poate Chiriac nu are izmene. L-am cântat. Da, cântat. Da, înseamnă că nu am fost eu pe recepție de la început. Cu tot dragul. Este preferatul nostru. Mă bucur tare mult. Bine, vă mulțumim. Da. La revedere. Da. Da, mai avea și copil, na, vintă și lumină. Să știți că eu am avut mare noroc, pentru că din melodiile mele, din cele două volume, multe cântece au intrat în inima ascultătorilor și mă bucură lucrul ăsta. Da, asta este mulțumirea sufletească a unui interpret. În momentul în care, că de asta spun că poate nici nu e bine să scoți CD-urile foarte repede una după alta, pentru că oamenii n-au timp să le mestece în ghilimelele de regulă. Să le asculte, așa și să le țină minte, nu? Da, și asta aici și dumneavoastră aveți un mare rol, televiziunile și radiourile, pentru că publicând cântecele noastre, ascultătorii au de unde să le cunoască și ne dau nota, cum se spune. Așa este. Da, și e un juriu foarte... La televiziune este, eu sunt de părere că omul trebuie să cunoască interpretul așa cum este el. Da, da. De fapt, este mare lucru să cunoști un interpret, să-i cunoști și lucrurile bune și lucrurile rele, să-l iei ca, așa este, cum este om. Da, că da. La urma urmei este un om care ca cu bune oameni. Și cu rele, ca toți oamenii, da, că da, fiecare avem păsărelele da. Noastre, cum mai zic eu la școală. Da, și bune așa, și rele și... Și trebuie să acceptăm așa cum este și bine, la interpret mai e harul acela dat de Dumnezeu de a cânta, dar să-i lăsăm la o parte pe cei care își fac vocile și care în momentul în care îi pui să cânte bine. În direct nu mai pot. Bine, asta nu înseamnă că trebuie noi interpreții să ne luăm cumva în cap, că suntem mai... Atât, avem calitatea asta în plus. E bine să fii modest, că fata despre care vorbeam în pauză, că nu mai vreau că pe urmă spun anumite persoane de la anumită instituție că îi fac prea multă reclamă și sau că îmi fac eu mie reclamă și nu aș vrea să se înțeleagă în felul acesta... E foarte modestă și să știți că modestia este apreciată și de oameni și de juriu. E bine, e bine să fii modest, să fii la locul tău, chiar dacă ai succes. Eu știu pe Miora Velico când a venit la mine, este de o modestie, i-am spus nici nu are rost ca dumneavoastră să fiți așa de modestă. Adică știți, da, cu cât ești mai modest, cred că lumea te, oamenii simpli și oamenii care te ascultă, te plac mai mult, mergi mai mult la sufletul lor. Pentru că noi reprezentăm țăranul român. Noi pe el îl aducem, cântecul lui îl aducem. Și țăranul român are bun simț, are limitele lui, are o modestie născută. Așa este. Da, că de fapt de asta sunt apreciați, prin simplitate, modestie, inteligență, modul de a gândi sănătos al omului de la țară, nu? Un om de la țară nu poți să-l păcălești oricum. Așa este. Deci crezi că-l păcălești, dar de fapt nu poți să-l păcălești. Doar, te citește de la prima... Și îți dă impresia că...
L-ai așa păcălit, dar îți plătește cu vârf și, și îndesat. Așa este. Știi, da. Sunteți de la țară și știți. Haideți să mai cântăm, pentru că aș vrea să dăm cât mai multe piese tale dumneavoastră și să-i înveselim pe oameni pentru Sfânta Mărie Mică, nu de alta, dar atunci nu avem emisiune. Joc, tiriram, tairam, tam, tirira. Când se leagă-n cu foc, tiriram, taira. Unde bate cu chișorul, tiriram, tairam, tam, tirira. Sunt împreună mohorul, tiriram, taira. Hai, leliță, hai, leliță, intră-n joc. Hai de mândruliță să jucăm cu foc. Foaie verde, iarbă lată, tiriram, tairam, tam, tirira. Dragă milelița înaltă, tiriram, taira. Și la trup cam legănată, tiriram, tairam, tam, tirira. Când dă cura peste poartă, tiriram, taira. Hai, leliță, hai, leliță, la portiță. Hai de mândruliță, ca să-mi dai guriță. Mișe mititică, tiriram, tairam, tam, tirira. Când dă gura fără frică, tiriram, taira. Dar lelița-i prea micuță, tiriram, tairam, tam, tirira. N-ajunge peste portiță, tiriram, taira. Hai, leliță, vină leli la portiță. Să te iau în brață, ca să-mi dai guriță. Vă spun drept, m-aș însura, tiriram, tairam, tam, tiriram. Nu știu și mândruță-i lua, tiriram, taira. Când place și șeșea nălcuță, tiriram, tairam, tam, tirira. Dar-mi place și șeșea micuță, tiriram, taira. Dar nu știu, nu știu ce să mă mai fac. Cu două lelițe, cum să mă împac. Și mi-e frică că am două mândre în sate. Doamne, și-o-i rămâne tot neînsurat. Cel drag de lângă prun, unde m-am născut și am crescut, unde-i casa și tăicuța, unde mă așteaptă măicuța. Satul meu cel drag de lângă prun, unde prin boienii cu flori mă plimbam adeseori. Satul meu cel drag de lângă prun. Băia somie, dragă-mi este în sat vara mie. Să aud cucul cântând și izvoare susurând. Satul meu cel drag pe lângă prun, mult-mi place să trec satul și de-a lungul și de-a lacul. Satul meu cel drag de lângă prun. Tucul drag de lângă prun, unde-s flori de liliac și căsuța cu șerdac. Satul meu cel drag de lângă prun. Am plecat să tucule în lume, dar să știi că n-am uitat de tine. Mă întorc adeseori,
înapoi e nilii cu flori și la satul meu de lângă prut. La căsuța părintească, cu mușca de la fereastră, de-al meu sat nici când eu n-o să uit. Și-ți dau când ești și limelii, și le cântam pe vâlșelii, satul meu cel drag de lângă prut. Satule să te cunoască, că ești satul meu de lângă prut. Da, o să vă rog, avem un telefon. Alo? Alo? Bună ziua, doamna Rodica. Bună ziua. Din Secele vă deranjez, familia Banciu. Mă bucur. Îl cunoaștem și pe domnul Serafim. Sărut, pentru Mona. Că astăzi, mulțumesc, pentru că astăzi nepoțica noastră împlinește 5 ani. La mulți ani. Vrem să-i facem o dedicație. Cu multă plăcere. La programul dumneavoastră. Multă sănătate și vă mulțumim frumos. Și să vă trăiască să fie sănătoasă. Mulțumesc mult de tot. Și o cheamă și Maria. A, deci dublă sărbătoare. Da. Dublă sărbătoare. La mulți ani. Mulțumesc mult. Vă mulțumim. La revedere. Și dumneavoastră la fel, să vă dea Dumnezeu. Da. Satul meu cel drag de lângă prut l-am cules de la domnul colonel Onofrei de la Oroftiana, un sat ultimul cântec, okay. Da. Mie mi se părea puțin că bate spre Muntenia. Nu. Ca și linie melodică. Așa puțin aducea... Oamenii de la noi, e posibil pentru că oamenii de la noi umblau prin lume, știți, și e posibil să aveți dreptate. E o influență de Muntenia. Da, și acest cântec a prins foarte bine și la radio, ia și pe unde merg, e cerut și e un cântec care... Da, am spus eu că, ceea ce am observat și eu, că aceste cântece... e o perioadă cu proaie, cum ziceți dumneavoastră, că lumea este necăjită, da. Și atunci aș găsesc alinare, deși normal, psihic, ar trebui să iasă din starea aceasta printr-un cântec de joc, nu? Avem un telefon. Alo? Alo, bună ziua, doamna Rodica. Bună ziua. Mă numesc Ortanța Ignat. Mă bucur. Bună ziua și invitatul dumneavoastră. Bună ziua, sărut mâna. Aș vrea să fac o dedicație ginerului meu. Așa. Împlinește astăzi 37 de ani. Mulți înainte de sănătate. Asta e rău că nu e în Brașov. E în Mediaș. No. Dar eu îi transmit la mulți ani lui Blaga Adrian. Da, și multă din partea noastră. Sănătate din partea mea, a soacrei. A soacrei. Da. E ceva, nu? Și lui domnul Aurel Serafim. Îi transmit multă sănătate. Mulțumesc. Și din partea lui Buchetache, de la Botoșani, dacă îl cunoaște. Poate îl cunosc, poate acum nu... Acum nu din tinerețe, domnul Aurel. Păi din tinerețe, da. Din tinerețe. El a spus că a fost prieten cu dumneavoastră. Păi atunci, cu siguranță... Știu vă despre cine. El a fost pe la Cămin, pe acolo, pe la club. La Căminul Cultural, da. 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 L-ați amintit. Deci. Da. Bine, au trecut foarte mulți ani de când... Da, el a fost plecat prin America, a venit numai de un an și 4 luni înapoi. Da, și locuiește la Botoșani? La Botoșani, acolo cu familia. Când vă duceți, o să-i faceți o vizită. Da. Și acum un an și 3 luni mi-a decedat soțul meu, că el e nepoată după soția lui, lui soțul. Da. Lioara, deci soția lui Tache, e asistentă medicală la spitalul municipal acolo în Botoșani. Da. Și a venit la mormântarea lui. Și a mai venit, a mai trecut prin Brașov. Da. E bine, mă bine, bucur. Da. Vă mulțumim. Cu plăcere, vă transmit multă sănătate și toate cântecele le dedic lui ginerile meu. Și la toate Mariile și Marian. Așa. Asta. Bine, vă mulțumim. La revedere. La revedere. Uite cum, da, doamna făcea arborele genealogic. Haideți să revenim la satul dumneavoastră. Ce se întâmplă cu nunțile? Pentru că eu întotdeauna am spus că cei din Moldova conservă mai bine ceea ce înseamnă obiceiurile legate de naștere, de nuntă, să spun așa, în momentul în care trecerea într-o altă perioadă a vieții omului și trecerea în lumea de dincolo.
au suferit modificări în ceea ce privește ritualurile, desfășurarea obiceiului, a ceremonialului, da, să spunem. A fost o perioadă când, imediat după evenimentele din decembrie, s-a făcut o modificare, s-au răsturnat lucrurile. S-au răsturnat valorile, valorile în general. Da, și acum, bine, au ajuns acolo să cânte mai mult pe orgă, pe lucruri, pe instrumente reci, care, instrumente electronice, să zic așa. Și, ceea ce nu e în ordine. Nu. Încet, încet, lucrurile încep să revină la normal. Și obiceiul de nuntă să-și reia. Da, avem un telefon, îmi cer scuze. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua, doamna Rodica! Bună ziua! Sunt o pensionară din Brașov, dar sunt din Botoșani, de la domnul Aurel Serafim. Sunt din Săveni, de lângă Săveni. Să arăt mâna, am cântat la Săveni. Da, eu sunt plecată de mult de acasă, din Coasa 8. Ca și domnul Serafim, probabil. Da. Și am făcut 2 ani la Dorohoi și după aia aici, la Brașov. Să fiți sănătoasă. Și dumneavoastră, sănătate multă și să ne cântați cât va fi așa frumos. Mulțumesc, să ne ajute Dumnezeu. Da. Să dea Dumnezeu. Vă mulțumim. Vă mulțumim, la revedere. La revedere. Da, mulți oameni din zonă, așa cum spuneați dumneavoastră. Ce se mai păstrează? Deci ce-a mai rămas din acel obicei de nuntă? Că dumneavoastră a spus că după 90, în general, eu zic că și la ora aceasta valorile sunt puțin întoarse. Deci nu mai există aceea, în fine, nu se mai pune preț pe valoare, din păcate, nu în toate domeniile, dar în marea majoritate valoarea nu este cea care primează. Da. Ce se mai păstrează? Ce s-a mai reluat după ce ați spus dumneavoastră că s-a revenit din chematul, nou? Chematul cu muzică la nuntă? Cu turcu. Da, se îmbracă într-un specific. Și, da, chematul, jocul zestrei, se joacă, se strigă. Se strigă. Da. Persoane, femei care știu strigături, din astea hazlii așa, și băieții tineri, vorniceii, cum se zic la noi, le joacă, le plimbă. Le... Mai luăm un telefon. Da. Alo? Alo, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună, Rodica, bună ziua, Aurel. Bună ziua. Să trăiești, mai Aurel, eu sunt anul. Să rămână, v-am recunoscut. Măi băieții, mă bucur că ești acolo și vorbesc de tradițiile noastre populare. Mulțumesc! Cu durere am observat, mai ales anul ăsta, nunțele care au fost la Brașov, au venit de prin Spania, de prin Italia și vin cu obiceiul de acolo, ceea ce pe mine mă doare. Ceea ce nu e în ordine, doamnă. Da. Atât de tare mă doare, am spus, măi oameni buni, oare spaniolii iau obiceiurile noastre? Nu le iau. Păi nu le iau, asta este foarte doreros că părinții să lasă după copii, că așa vor copiii. Zic, rău faceți. Rău, ei pleacă, dar voi rămâneți cu lumea aici și noi trebuie să păstrăm și cu dinții, să stânem cu dinții la ce avem. Aveți dreptate. Este dureros că vin cu obiceiul de dincolo. Și prin America fac cununie afară, fac un cort, nu știu cum, ca un altar, dar lasă-mă vrem, pace, noi ne-am cunat în biserică, dar nu pe afară, pe câmpuri. Așa este. Este dureros, ne pare rău, toți, de-aia și noastră să audă, mai sunt că veniți de dincolo, încă n-au plecat. Foarte noi, bine faceți. Noi trebuie să păstrăm ce avem noi, obiceiurile noastre românești, nu din Spania, nu din Italia, nici din America. Cine are o creștere sănătoasă de la părinți de acasă, să știți că respectă tradițiile noastre. Nu, dar părinții se mai lasă după copii. Astăzi am fost la o curunie la biserică, o venim ieri întâi cu toată lumea, dar unde-i mireasa mă? Păi că ea vine cu părinții ei, Doamne ferește, ne-am făcut crucii. Dar intras în panică. Toată lumea era în biserică, ne-era să nu mai vineți. Nu vine, vă faci, ar trebui să nu vină. Da, asta e, dacă ne lăsăm după obiceiul de dincolo. Mă scuzați, doamna Rodica, că am... Nu-i nimica, mă face și pe mine să râd, așa că sunt destul de supărat. Doamna Anuța e... Da. Eu doresc sănătatea Aurelie și mult succes în continuare. Sărut mâna și dumneavoastră la fel, mulțumesc. Vă mulțumim. Sărut mâna, la revedere. Este o doamnă directă și mie îmi place. Deci e bine să spui lucrurilor pe nume și să nu-ți fie frică că te critică cu tare sau cu tare. Ăsta este adevărul. Deci dânsa spune un adevăr. Deci ajungem până acolo încât să nu mai dăm crezare nici bisericii. Așa deci e. Să transformăm... Lucrurile se transformă, și
doamna Anuța își asumă niște riscuri pentru că... Dar nu spun, e bine că spune adevărul, da. E bine că dânsa vede, probabil că umblă, eu trebuie să vă spun, în ultima perioadă n-am mai prea putut să umblu, dar e bine că observă cineva lucrurile corect. Acestea și da, știți ce se întâmplă? Eu aici, dacă mai spun pe post, poate unii spune, asta face pe nebuna, face... cunosc lume, să știți, spun din propria experiență. Ei, se crede mare, se dă ea mare acolo, că lumea e în transformare, până și un interpret a venit și mi-a zis, nu mai putem vorbi, doamnă, de muzică populară, eu am rămas mască, vreau să vă spun, așa ca la uitându-mă și nu-mi venea să cred că cineva poate fără să rădăcini spună, nu se poate. Așa este, da, deci da. Așa este și doamna are dreptate. Nu, dar eu în spirit de glumă voiam să spun că o să-și fac acum dușmani, că unii o să înțeleagă greșit și știți are cum e omul nostru. Da. Dar doamna așa Anuța este o doamnă prin excelență și... Da, e bine că spune lucrurilor pe nume. Deci spuneați că unele, cum să zic, ritualuri din obiceiul de nuntă se păstrează. Da. Cum stăm cu obiceiul de mormântare? Pentru că v-am spus, mie mi-a plăcut foarte mult Maria Murgoci, mie îmi pare rău că din cauza, ea este director și nu mai poate să vină, de regulă spectacolele se țin duminică, dar tot poate o conving cumva să vină la mine în emisiune. Că ea a mai fost și a fost și atunci imediat după ce a luat premiul de la Mamaia, pe mine m-a impresionat faptul că a putut să redea acel obicei așa cum este. Cum, el credea da, că ești da. Într-o comunitate tradițională și asiști la un ritual de mormântare cu bocete, cu tot ceea ce se întâmplă, chipărușul îi zice la ea în zonă, da. Cu pomul acela care se pune la moș și cu tot ceea ce înseamnă, ce înseamnă mormântarea. La mormântare nu sunt transformări prea mari. Deci se păstrează, mormântarea a rămas, cum o știu eu, de copil. Că vorba doamnei Anuțe, mâine pe mine facem un mormântări ca în Statele Unite și ca în Italia. Nu, bine, acum știți, nu mai e carul ăla care... Nu, dar important este momentele dar momentele se păstrează. Se păstrează și cele creștinești. Mai ales la mine, la Botoșani... Avem un telefon. Da. Alo! Da. Bună ziua! Alo? Ce se întâmplă, colegi? Poate... Da. Lucrurile au rămas aceleași. Mm-hmm. Bocetul este... Nu a fost scosă, dar cum să nu, da. Care... Și asta, la urma urmei, erau anumite femei în satul tradițional care boceau. Bocitoarele, da. Sunt și acum, dar... fiecare familie își are, în satul meu sunt familii foarte mari, prin alianțe, prin... Da, și da, știu că așa e. Da. La o mormântare, vai, ce se întâmplă în momentul când intră bocetoarele, da. Scoate și din piatră seacă lacrimi. Așa e. Da, nu pot să spun că s-au făcut schimbări. Da. Haideți să mai cântăm. Și tiță-i de mine.